mi-am dorit foarte mult acest spațiu. Am dorit ca aceste activități culturale, artistice să se desfășoare într-un spațiu adecvat. Sper din tot sufletul că alegerea pe care am făcut-o o să fie apreciată de cetățenii Brașovului. Turnul acesta, care a fost unul de apărare, sper să devină unul tot de apărare, dar în folosul artelor și culturii în general. Vom desfășura pe toată perioada verii mai multe evenimente culturale care vor implica artiști din toate domeniile de creație, concerte, lansări de carte, orice lucru care ține de cultură, poate mici scenete, poate niște texte inedite, workshop-uri. Sperăm să putem să ne ținem de programul pe care ni l-am impus noi. Este un spațiu superb pe care, spre rușinea mea, pot să spun că nu l-am descoperit până când am avut această provocare să expunem aici. E superb, locul mi-a plăcut foarte mult. Credeți că are vad bun? O să vină lumea să vadă expozițiile aici? Dacă ar ști ce pierd, cu siguranță ar veni. Dacă s-ar face mai multă reclamă și mai multă, nu știu, publicitate acestui spațiu, e imposibil să nu vină. Imposibil. Este extraordinar de frumos. Foarte frumos. Toată zona este frumoasă. Iar turnul în sine, sunt la o parte, ce pot vedea în acest turn, este, nu știu, nu-și pot imagina, oricât s-ar strădui. Trebuie să vină. Aici se întâmplă un lucru inedit, este un moment care s-ar putea să marcheze o propulsare a Brașovului din punct de vedere al notorietății, ca să spun așa, pe planul stabilirii, construirii unei identități culturale contemporane într-un alt plan decât cel al provincii unde suntem acum. Trebuie să recunoaștem că aici suntem. Pe plan național, pe plan internațional, s-ar putea ca acest turn alt să semnifice ceva.